Sunt Ionuț Rădulescu, director comercial în Frizomat din 1999. Obiectivul meu ca și director este să atrag clienți noi, să ne asigurăm de satisfacția acestor clienți și totodată de motivarea echipei de vânzări. Să pricepe, să pricepe. Știe ce face, iubește ce face, te explică frumos, e chimie. Și eu sunt inginer ca el. Și așa ne înțelegem, e ok. Consider că este important ca echipa de vânzări să fie motivată. Având o echipă motivată, colegi motivați, clienții vor simți că în permanență au parte de cel mai bun tratament, au parte de cele mai bune soluții și au un interlocutor valabil cu care să meargă mai departe. Mă numesc Adrian Voicu, sunt reprezentant comercial al Frizomat pe zona de sud a țării. Eu, ca reprezentant comercial, găsesc clienți, mă deplasez la cei clienți pentru a discuta, identifica nevoile pe care le au pentru a-și realiza o hală, pentru a înțelege de ce Frizomat și nu alte soluții sau, nu știu, alte oferte care există în piață. Referitor la colaborarea cu Frizomat, legătura mea directă și permanentă a fost cu Adrian Voicu. Cu el m-am consultat, cu el am luat toate deciziile, cu el am ținut aproape. Terec Adrian mă numesc și sunt reprezentant comercial pe zona centru-vest. Mențin relația cu clienții, stabilesc relații cu clienții, mă ocup de partea de negociere, discuții cu clienții, prezentarea produselor Frizomat. Fără să exagerez, la Frizomat aș da nota 10 până acum pentru ce au făcut și cum am lucrat cu ei. Mă numesc Mihai Harcovenco, sunt reprezentant comercial la SC Frizomat SA. Poți face multe lucruri pentru foarte mulți oameni. De exemplu, birouri, sedii comerciale, locuințe, magazine. Am o relație bună cu agentul comercial de la Frizomat. Mă vizitează sau ne vizitează și probabil că o să avem încă de lucru. Au specialiști sau oamenii de care noi avem nevoie de a ne da informațiile necesare. Ce se pretează pentru construcția respectivă? Ce avem nevoie? Așa s-au derulat și cele două proiecte. Noi am spus cine am dorit, ei au venit cu specialiștii dumnealor și ne-au spus cam așa ar trebui să arate. Inginerii Frizomat trec destul de des pe la noi, de multe ori poate și numai la o cafea intră, întreabă ce mai faceți, ce vreți să mai faceți și de multe ori la o poveste s-a dezvoltat o idee. Ceau Demeter, sunt marketing manager la Frizomat România și Republica Moldova. Rolul meu este să prezint aturile companiei care ne deosebesc față de concurență în cele mai bune imagini, astfel încât toată lumea să înțeleagă și să poată să ia o decizie în conștiință de cauză. Sunt Merticaru Cristian, șef compartiment proiectare în cadrul firmei Frizomat România. Urmărește toată activitatea compartimentului de proiectare, ține corespondența cu absolut toți proiectanții beneficiarilor. Am mai lucrat și cu alte firme de construcții, dar promptitudinea, seriozitatea, calitatea produselor Frizomat nu am întâlnit la celelalte firme. Mă numesc Maria Bordei, sunt inginer proiectant în cadrul Frizomat. Întocmește proiectul. Acest proiect este produsul care concretizează contractul ce se încheie între beneficiar și Frizomat. Frizomat consider că au echipa potrivită, au oamenii necesari pentru a duce la bun final un proiect cu finanțare europeană. Întotdeauna își respectă termenele de execuție, termenele de livrare. Mă numesc Lupașcu Madena și ocup în companie postul de arhitect. Desenează, proiectează construcțiile, clădirile,
se conformează proiectantului general, încearcă să rezolve toate problemele ca o construcție să iasă așa cum trebuie, cum își dorește beneficiarul. Persoanele care s-au ocupat de proiectarea halei au fost foarte amabile la toate întrebările pe care le-am pus. Mi-au răspuns de fiecare dată, ba scris, ba verbal. Mă numesc Andrei Tarșoli, sunt desenator tehnic în cadrul firmei Frisomat S.A. România. Desenează de la schițe până la proiecte. De la proiectare și până la ultimul șurub care se pune și se montează și piuliță, totul a fost perfect. Numele meu este Paul Armeanu, sunt inginer constructor la Frisomat. Efectiv verific montajul, urmăresc planurile de montaj, verific execuția lucrărilor, calitatea lor, urmăresc un grafic de montaj pe perioada desfășurării acestor lucrări. Echipa de vânzări, echipa de producție plus partea de recepție. Impecabil. Mă numesc Ina Pușcașu. Lucrez în cadrul departamentului de contabilitate. Mă ocup și de financiar și de contabilitate parțial. Deci tot ce ține de financiar. Plăți. Mă numesc Mirela Chilea, sunt asistent cabinet în Frisomat. Lucrez cu contabilitatea, cu comercialul. Carmen Florea mă numesc și sunt asistent comercial. Este asistentul directorului comercial, adică parte de vânzări, relații cu clienții, oferte, cereri, toate legătura cu clienții. Ionu Străsnea, reprezentant achiziții la Frisomat S.A. Mă ocup de tot ce înseamnă comenzi în societate, plus negociere contracte cu furnizorii, tot ce ține de parte de achiziții. Mă numesc Cosma Romi. Da, în cadrul Frisomatului mă ocup cu parcul auto, sunt responsabil de parc auto. Stângu Vasile, mă ocup cu mentenanță, spule și utilaje. Relația cu Frisomatul și cu oamenii din Frisomat a fost o relație deosebită, o relație care se păstrează în continuare și relația a continuat, de fapt, cu aceiași oameni. Din 2000, de când am început construcția, de fapt, lucrăm cu aceiași oameni de la Frisomat. Știi unde e secretul Frisomatului de atâta timp? Sunt aceiași oameni, aceiași echipe, aceeași relație, nu s-a schimbat fețe, îl cunosc pe na X, na Y, na Z, vine cu acela lui, totul curat. Au rămas 10 ani așași fețe, nu s-a schimbat niciunul. Asta este important. Cel puțin eu cu oamenii care am interacționat, da, nu am ce să reproșez. Mi-au dat mai mult decât am plătit. Deci din punctul meu de vedere, mi-au dat mai mult decât am plătit.